La Spitalul Municipal de Urgență Roman, ca și în toate spitalele din țară, în perioada pandemiei a trebuit să identificăm spații de izolare a pacienților suspecți. Inițial s-a propus ca acest spațiu să fie pe fiecare secție, o rezervă sau un salon. În urma discuțiilor care au avut loc la sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie în 2020, în Consiliul Medical, cât și împreună cu echipa de management a cazului COVID, am decis că pentru a evita contaminarea unui număr cât mai mare de persoane, atât pacienți cât și cadre medicale, este mai bine să avem o zonă destinată doar pacienților suspecți, unde vor fi supravegheați de personal medical dedicat doar lor. Astfel, la parterul și etajul 1 al clădirii spitalului am identificat acest spațiu, care în total are 32 de saloane rezerve. În aceste spații de izolare, pacienții internați stau până la sosirea rezultatului PCR. Dacă la începutul pandemiei testele erau efectuate la Iași și rezultatele veneau mai târziu, pacienții fiind nevoiți să aștepte și câte 2-3 zile în izolator, după ce la Spitalul Roman s-a pus în funcțiune aparatul PCR, după cum știm, datorită sprijinului Asociației Culiță Tărâță, cărora le mulțumim pe această cale, a fost posibil ca timpul de așteptare a rezultatelor analizelor să scadă și astfel pacienții să rămână un timp mult mai scurt în acest spațiu de izolare. Conform metodologiei, pacienții izolați nu au voie să părăsească salonul, rezerva și acolo unde nu este toaletă, pacienții își fac nevoile într-un bazinet de unică folosință pe care îl introduc într-un sac și apoi cheamă infirmiera să vină să ia sacul. Nu s-a pus în discuție să-și facă nevoile în sac. Pentru pacienții imobilizați se pun Pampers, care este schimbat de infirmieră și aruncat de asemenea în sacul galben. Și până a venit pandemia, bazinetele au fost și sunt folosite în toate spitalele pentru pacienții imobilizați la pat. Diferența este că la pacienții izolați, aceste bazinete sunt de unică folosință, tocmai pentru că nu știm care pacient suspect este COVID pozitiv și astfel toate aceste bazinete folosite, introduse în sac galben, sunt duse la depozitul de deșeuri periculoase, de unde sunt preluate deșeurile de o firmă cu care spitalul are contract și eliminate conform legislației în vigoare. Acești saci cu bazinete, care provin de la pacienții suspecți COVID, împreună cu lenjeriile de pat, care sunt de unică folosință, sunt considerate deșeuri periculoase. S-a vehiculat o propunere de a folosi scaune rulante tip WC. Vreau să precizez că în spațiul de izolare avem 32 de saloane cu 32 de pacienți. Când vin rezultatele la PCR, acești pacienți, funcție de rezultatele PCR, sunt transferați pe secții, la Spitalul Județean Piatra Neamț sau la domiciliu. După ce se eliberează spațiile, trebuie nebulizate saloanele, traseele, dezinfectate și curățate. Toată această procedură durează până la câteva ore. Dacă am folosi aceste scaune, timpii de curățare s-ar prelungi și nu ar fi o problemă dacă în tot acest interval de timp n-ar fi alți pacienți suspecți care sunt internați și care așteaptă în CPU pentru a fi transferați în izolator. Astfel, cu cât prelungim timpii de a trimite suspecții în izolator, cu atât crește riscul de contaminare în CPU, atât pentru pacienții aparținători, personalul medical, CPU, cât și medicii de gardă din secții care vin să consulte în CPU. Ne-am gândit de anul trecut la o soluție și astfel am achiziționat mașini de spălat ploști, bazinete. Suntem în etapa de montare a acestor mașini și după finalizarea instalării vom folosi în spațiile de izolare bazinete care vor fi ridicate de infirmieri, golite și puse în mașina de spălat. Un ciclu de spălare durează 8 minute, pot fi spălate două ploști sau un bazinet odată. Se folosește detergent dezinfectant și apă la temperatură ridicată, astfel la final aceste bazinete sunt sterile și pot fi folosite. Vreau să precizez
că aceste măsuri de izolare au fost luate la începutul pandemiei, măsuri care s-au dovedit eficiente tocmai din prisma faptului că nu au fost înregistrate infecții, contaminări în rândul personalului Spitalului Municipal Roman până la sfârșitul lunii aprilie 2020. Și așa a făcut posibil ca Spitalul Municipal de Urgență Roman să fie numit Spital Non-Covid. Dacă nu am fi luat aceste măsuri încă din luna martie, măsuri care pentru unii par foarte deplasate, noi am fi fost spital COVID, întrucât eram cei propuși de Ministerul Sănătății pentru a fi spitalul care tratează pacienții COVID pozitiv. Cred că este un mare câștig pentru cetățenii municipiului Roman că nu am fost numit spital COVID. Acest lucru trebuie apreciat și nu să avem o campanie de discreditare permanentă la adresa spitalului. Țin să mai precizez că, în funcție de simptomatologia și starea generală a pacienților, dacă pacientul este într-o stare gravă, el este izolat pe secție, tocmai pentru a se înțelege că o parte din pacienți, după cum se știu, au ajuns să fie izolați pe secție și nu în izolator. Dar asta pentru că starea lui generală presupunea o supraveghere mult mai atentă, monitoare, cum de altfel sunt și acei pacienți care stau în ATI la suspecți, dar tot la etajul 1. Referitor la faptul că dacă aș fi avut pe cineva din familie, l-aș fi pus tot în izolator, da, anul trecut au fost internați părinții mei, tata a suferit un accident vascular cerebral, a fost izolat, a fost testat PCR, a fost tratat, este acasă, este, să spunem, oarecum bine, în limita vârstei și a afecțiunilor colaterale.